ucenicii s-au bucurat că au avut parte și ei de suferință. Au fost bătuți mari. Și Biblia spune, s-au dus la lor și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Iar când apostolul Pavel și Sila au ajuns în Filipii, au fost bătuți acolo. Au fost bătuți rău. Și temnicerul i-a băgat și pe arăcoare la temnița din lăuntru. Și spune Scriptura, când au ajuns acolo Pavel și Sila, cu picioarele în butuci, cu spinările vânete și vărgate de ele, au făcut un serviciu de plângere. O scrisoare la Europa Liberă, una la revista Flacăra, alta la Piața Comună, sau la Consiliul de la, nu mai știu ce se înseamnă, Strasbourg. Biblia spune așa, la miezul nopții, asta înseamnă când i-a durut mai tare, când a fost mai trist pentru ei din condițiile acelea, trebuia să fie apăsare multă, la miezul nopții Pavel și Sila cântau cântări de jale. Și de milă m-a cuprins o milă mare, vai de soarta mea de aici, pe pământ ce tragedie, nu mai scap în veci de sarcini. Biblia spune altfel. La miezul nopții, Pavel și Sila cântau cântări de laudă. Știi ce îmi spune mie asta? Ei erau născuți din Dumnezeu și ei vedeau harul lui Dumnezeu. Ei vedeau acolo mâna lui Dumnezeu. Știau cine i-a dus, știau în cine a crezut și știau că toate lucrurile lucrează spre bine. Bineînțeles că românul are cea mai bună minte după. Dăm, Doamne, se roagă orice român, mintea românului de la urmă. Sigur, după ce îți dai seama că a fost mai bine cum a vrut Dumnezeu, zici, dacă știa filozofia. Bineînțeles că era filozof. Dați-mi voie să vă spun despre un psalmist. Pe psalmistul ăsta îl cheamă Asaf. Și Asaf ăsta a fost român. Deși el a fost de al nostru. Pentru că spune așa, m-am uitat ca să pricep viața și să vezi ce mi-au văzut ochii. Multe nedreptăți sub soare. Votăm? Multe nedreptăți sub soare. De acord. Am mai văzut altceva. Oameni răi care propășesc. Nu numai atât, dar li se bulbucă ochii de grăsime. Și copiilor prosperă. Nu au parte de suferințe omenești. Și eu, care mă usuc ca pipirigul, eu care mă dau postului, eu care m-am predat rugăciunii, eu care cânt pe Dumnezeu în psalm și în templu și conduc corul, mie toate merg anapoda. Dar până când? Spune el, era să-mi alunece piciorul și să spun ce fel de Dumnezeu, ce fel de ordine mare și Dumnezeul ăsta când cei răi ajung sus și oamenii cu merite și oamenii integri și oamenii buni sunt marginalizați. Până când? Și spune, era să ne adunece piciorul, dar Dumnezeu mi-a făcut hatărul și m-a invitat în templul lui cel sfânt. Și mi-a dat acolo o viziune. Și am văzut atunci, prin descoperire dumnezeiască, soarta de la urmă a celor răi. Cum sunt puși în locuri lunecoase. Cum sunt măturați într-o clipă, cum li se șterge urma, cum n-au practic nicio nădejde în final. Și recunoaște Asaf, ceea ce ar trebui de multe ori să recunoaștem și noi, spune, când am gândit cum am gândit, eram fără judecată și, mă completați ca să nu spune cuvântul, că o să spun acum. Cum? Dobitoc. Ați mai auzit să l-am venit Basarabul? Trebuia. Când e Psalmul 73. Când gândeam așa, eram ca un om fără judecată, fără minte și dobitoc, ca să nu se uite. De fapt, era catastrofal. Asaf mai cere o șansă și spune, Doamne, eu știu că toate judecățile tale sunt desăvârșite și lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, le îngăduie cu un scop. Totul ce îngăduie este cu un scop. O soacră e cu scop, o noră e cu scop, un ginere e cu scop, totul e cu scop. Un pastor e cu scop, un membru de adunare e cu scop, totul e cu scop. Și care e scopul lui Dumnezeu? Să
aducă făptura noastră la o relație corectă cu El. O relație ideală cu El. Am spus la început, nu vrea Dumnezeu să ne realizăm, uite cât am câștigat eu pe pământ, lucruri care n-au valoare. Ce are valoare, spune Dumnezeu, este să-L cunoști pe El. Să-L cunoști pe El. Cine vrea să se laude pe lumea asta, să se laude că mă cunoaște. Că mi s-a descoperit. Cel mai măreț lucru posibil în viața unui om este că îl cunoaște pe Dumnezeu. Asta este viață. Iisus spune, viața este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Asta e viața. Cine cunoaște pe Fiul, are viață. Cine nu-L cunoaște pe Fiul, are orice, oricât, oriunde, orice fel, dar n-are viață. Și sunt aici oameni care au viața și sunt chiar aici. Dumnezeu știe exact. Eu pot să intuiesc lucrul ăsta. Sunt oameni care n-au viață. Când Biblia spune n-are viață, nu înseamnă că omul nu plesnește ca sfecla de roșu. Nu o spune asta. Nu înseamnă că n-are viață dacă îți merge la fundem și își face de astea teste, să spunem mai trăiți 100 de ani. Nu de asta viață. Iisus când spune n-are viața, cine n-are pe Fiul, n-are viața, se referă la viața veșnică, se referă la viața spirituală, la viața din Dumnezeu. Și noi am fost rânduiți ca să căpătăm viața lui Dumnezeu, viața veșnică, viața spirituală. Nu numai atâta, să o avem și să o generăm și în alții, să o avem și să o vedem multiplicându-se și în alții, să fim chiar instrumente de propagare a acestei vieți veșnice. Și cum putem face asta? Este uitându-ne la Domnul Iisus, uitându-ne la pasiunea Lui pentru a trăi voia Lui Dumnezeu. Spune, când a fost chinuit și a suprit, n-a bârfit deloc. N-a protestat deloc. N-a deschis gura. De aceea și Dumnezeu l-a binecuvântat. Când ai deschis gura, ți-a luat binecuvântare. S-a adus. Pentru că așa poate oricine. Oricine poate să sufere protestând, murmurând. Domnul spune, poftim, ce rost au murmurile astea? Păi dar e greu, frate. Domnul spune, ok, vă fac după murmurarea voastră. El, Fiul, care ne-a câștigat iertarea, viața veșnică, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o trund. N-a deschis gura. Facem noi lucrul ăsta? Noi vrem să demonstrăm ce știm. Să demonstrăm cât putem să fi de protestatar. Gândiți la acest lucru. Aș mai vrea să spun un lucru. Domnul le spune ucenicilor, știți voi că peste câteva zile sau peste două zile respectiv sunt Paștele? Știți voi că sunt Paștele? Știți voi că eu voi fi mielul? Aș vrea să veniți cu mine. Când a făcut vindecări, Domnul Iisus a luat cu El pe Petru, pe Iacov, pe Ioan și pe ceilalți a lăsat deoparte. Dar când s-a dus să agonizeze în Ghetsimani, i-a luat pe toți. Și a spus, veniți să vedeți patima mea. Veniți să vedeți suferința mea. Veniți să vedeți cum este omul în teasc. Domnul Iisus acolo s-a rugat pentru alții. Domnul Iisus acolo s-a rugat, nu pentru mine mă rog, ci pentru ei mă rog. Nici măcar pentru cei ce cred în mine și pentru cei ce vor crede prin ei. Pentru voi s-a rugat Domnul Iisus. Pentru noi s-a rugat Domnul Iisus. Slăvit să fie El. Amin. Atunci când a fost greu, veniți să vedeți agonia mea. Ați fost alături de mine în încercarea mea. Sudoarea lui s-a făcut picături mari de sânge. Uitați-vă aici. Uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să gădeți de oboseală în sufletele voastre. Iar Petru spune, fiindcă Iisus Hristos a pătimit în trup, să ne înarmăm și noi cu același fel de gândire.